Țara e plină de oameni harnici. Afaceri mai mici sau mai mari, Microinvest le susține pe toate. Fiți cu ochii pe noi. Emisiunea Vreau la Țară crede în viitorul afacerilor aici, acasă. Aventura Vreau la Țară nu e deloc ușoară. Ce ne-am face fără partenerii noștri de la ferma cu origini care produc cele mai bune lactate din țară? Autohton, autentic și delicios de sănătos. Domnul Țopa! E ușor și hazaian. Eu cred că am o nevoie mine ca vedetă, ca... Eu tot pentru așa bani nu m-aș băga. Eu m-am băgat cu 100 de mii aici. Sunt reacte absolut normale ale noastre. Măi, dacă nu este loc de omor, nu este loc de odihnă, asta e de-a mâi prostii, băi. Eu nu știu, la mine s-o epuizată pofta, probabil. Măi, nu filma, măi, când la jurnal se poate șteargă de acolo. Ce să zic, vă salut, stimați telespectatori, de la ediția cu numărul 5 Vreau la Țară. Astăzi suntem foarte aproape de Chișinău. Bună dimineața, în cel de-al șasele episod. Camera e pornită, toată lumea sunt în telefon. Eu cred că e cea mai gălăgioasă echipă de până acum. Din primele minute când ne-am pornit de la jurnal, această echipă minunată. Toți au scos telefoanele, nu vor să lângă noi este Domnul Țopa. Luni ocupat, duminică iar ocupat. Luni, marți, miercuri, prești să ocupat. Izvesel până ajungem la Colina Verde. O ediție de top va fi asta. O ediție emoționantă pentru mine. Am spus-o de sute de ori și o să insist să mai spun. Am emoții ca la prima ediție din primul sezon Vreau la Țară. Tatiana Hegea și Anica Cernicova, care toți zic o să fie privilegiată în acest episod. E ca și spus, dar nu cred că o să fie așa. Nu? Nu știm, eu sigură. Eu sigură că nu va fi. Cătălina în acest episod este nepoliticos să fiu privilegiată. Va munci. Vreau să refuz pentru că îmi făceam greș că nu o să rezist fizic, pentru că știam că la mine urmează mult lucru și eu sunt conștientă de faptul că Vreau la Țară este vorba despre mult efort fizic, puțin somn. Trebuie să recunosc că invitații din ediția asta au un pic mai mult noroc, pentru că, cum să vă spun, hai să vă arăt ușor pensiune ca voi să înțelegeți ce se întâmplă aici. Pot să cred că telespectatorii ori să creadă că am adus-o pe domnița Ana la acest loc frumos, cu piscină, cu nu știu, adică am pus eu un cuvânt ca și cum să meargă așa. În niciun caz, a fost o coincidență, pură coincidență, dragi telespectatori, vă rog să mă credeți, această pensiune ne-a fost propusă de partenerii noștri de la Microinvest, care i-au ajutat pe băieții aici de la Colina Verde. Așa am ajuns noi aici și întâmplător, accidental, s-a întâmplat să fie invitată și Ana, deci credeți-mă, nu e niciun conflict de interes, nu am adus-o special la un loc unde mi-e comod. Eu înțeleg cum mă trezim în Moldova, dar de-am când soț cheamă soția, dar eu de-am nu știu cum spune. Pașa Sârbu, de la Zebra Show, un om pe care eu îl chiar îl admir, mie îmi place de el, mi se pare foarte, foarte amuzant, foarte de treabă, omănos, tot timpul mi-a plăcut de Pașa Sârbu. Asta e prima dată când o spun eu public. Da, știu că se lucrează din greu și la sfârșitul zilei fiecare om se plătește, se hrănește de trei ori pe zi. Nica mai regulă, ne-a spus și eu deodată am fost de acord. Da. Tatiana Hegea, iarăși interpretă, și am înțeles că ei se cunosc, invitații între ei se cunosc destul de bine și ei și poate să fie și un avantaj, un dezavantaj, în sensul în care avantaj pentru ei că sunt mai liberi, dezavantaj pentru mine să nu fac o coaliție împotriva muncii, nu împotriva mine neapărat, dar împotriva muncii. Eu cred că din contra ar trebui să pună în valoare, Ana, să te pună la muncă grea ca să vadă oamenii și artist talentat și harnic ești. Eu cred că Ana mi-a așa la capitolul voce, dar și la hărnicie. Da, exact, la hărnicie, la gospodărie. Se vrea a fi bună la toate, nu doar la cântat, te rog. Așa e. Dar uitați că Nicoleta nu știu ce a făcut, nu știu cum m-a convins, cum m-a zăpăcit, încât fiind o femeie responsabilă și atât ce am promis, am zis că trebuie să am experiența asta, mai ales că îmi place compania. Sunt colegi de scenă, sunt oameni pe care îi cunosc și, în primul rând, pe dumneavoastră, domn producător, vă cunosc personal și îmi pare bine. Domnul Gheorghe Țopa, pe care nu-l cunosc eu personal, probabil dumneavoastră, stimați telespectatorii, îl știți foarte bine.
cinic și eu îl știu. Îi știu oarecum cariera, știu fata mamei. Domnul Țopa, da. Cum vă simțiți? Cum a fost dimineața asta când ați știu că vă trezeți ca trei zile să munciți? Mă duc și eu. Cum nu știți? Pavel, mă liniștește. El nu știe și el așteaptă. E sigur că echipa e perfectă, încă nu știu de ce sunt parte așa bine. Sunt parte două fete, doi băieți, una. A doilea rând, toți sunt căsătoriți, toți sunt copii acasă. Măi, aveți un punct fain, comparativ cu alte echipe. Sunteți tare aproape, suntem la Tohaten, nu e tare departe, nu mergem mult. Ajungem și ne apucăm de treabă și zău, așa portă, să-l întoarci, stați de-i port. Nu precred. Trei zile tătă-i fisechestru. Și al patrulea invitat, Ana Cernicova, cu care spune și se spune pe bună dreptate că suntem într-o relație de vreo 3 ani de zile. Și cel mai așteptat pentru mine invitat a fost Ana Cernicova, pentru că eu tare vreau să văd acest fenomen în acest episod, cum va munci ea alături de Cătălin. Am emoții acolo. Eu nu știu, asta poate o să cadă la montaj sau nu. Pentru prima oară când eu cu domnița Ana suntem certați de câteva zile și nu ne vorbim, adică am emoții mai tare de asta. Eu nu știu cum azi e ediția de data asta. Am cele mai mari emoții. Are emoții, mai ales că au venit și certați. Deci ei nu vorbesc de câteva zile. Nu știu de ce s-au certat, e o chestie de-a lor și sunt tare curioasă când va apărea proiectul în care fază va duce cearta lor. Păi ce frumos la figură. Măi, nu știu cum voi, dar eu chiar vă rog să ne să oferim măcar două ore. Eu, femeie cu trei copii, obosită mereu, să ne relaxăm un pic, să ne brânzăm un pic. Tatiana, aici nu brânzăm un pic. De lângă muncă aceea, oleacă, oleacă. Eu dorm la mează, n-am dormit cu două zile. Omul cu doarmă la mează, să-și revacă vocea, altcineva să liniștească așa de plâns copiilor. Dar munca l-a slăvit pe om. Vreau la țară să muncesc, cam asta este ideea produsului vostru. Și din start știam lucrul ăsta și nu mă sperie. Îmi place să muncesc. De fapt, toată lumea mă cunoaște și dacă ai întreba oamenii mei cum ar descrie, a spune Tatiana Hegea, femeie muncitoare, responsabilă, talentată. Hai să-i așteptăm pe invitații noștri și să pornim treaba, am emoții. Mi se pare o locație superbă, mai ales atunci când foarte mulți cetățeni și nu doar oamenii care vin să ne viziteze țara vor ceva aproape de Chișinău. Mie mi se pare ideal aici. Bună ziua! Bună ziua! Suntem aici și cu cățelușa 10 ani, ai spus că are, da? Da, da, da. Gătrânic, merge sau 10, da. Uite cățelușa. Bună, eu sunt Cătălin. Nicoleta. Tu ești Nicoleta. Noi am mai făcut cunoștință, evident, înainte, acum e în fața camerelor. Bun, invitații noștri acuși vin. Avantajul e că suntem aproape de oraș. Este și un dezavantaj în asta, pentru că dacă invitații noștri nu o să vrea să lucreze, în orice moment sui mașină și duci acasă. Dar noi o să încercăm să-i ținem cât de mult putem. Ce facem, cum îi primim, care e planul la noi? Este de lucru mult. Vizual, păi așa apare vizual, dar este și este mult de lucru. Deci prima cred că o să tăiem lavanda. Așa. Deci levânțica asta deja. Levânțica, da, care este în spate. Dar e numai bucata asta? Este doar bucata asta, dar este și altă treabă. Urmează. Că să-i luăm așa. După care este poarta din partea dreaptă. Poarta care trebuie de vopsit. Da, o vopsim. Probabil cu partenerii noștri de la Caparol, dragă partener Caparol, vă iubim. Ne aflăm la Colonița, suntem foarte aproape de Chișinău, deci cam 10 minute de la Ciocana și ești aici la noi, este foarte aproape. Gata, nu ne păstrăm forțele, ajungem în 5 minute și ne apucăm de treabă. Da, da, chiar. Da, Cătălin, noi venim. Foarte, foarte guralivi toți invitații noștri. Am senzația că dacă îi pui la o masă și să nu fie camere, ei singuri pe ei se suprapun. Unul spune o idee, altul spune altă idee și e foarte gălăgie. Așa a fost și drumul nostru de astăzi până aici. Telespectatorii amui sunt viitor. Ei știu și cu relația noastră, eu încă nu știu acum, în momentul în care filmăm. Și n-aș vrea să o transformăm într-un domn-dva, dar ce să facem? Nu, pur și simplu, eu sunt legat de mâini și de picioare. Nu știu cum să mă comport neapărat. Băi, sper să fac niște prognoze. Vreți niște prognoze? Hai așa, dacă tot stăm. Ia uite.
Așa, niște prognoze scurte. Domnul Gheorghe Țopa, nu știu la ce să mă aștept, sincer. Chiar nu știu. Eu am impresia că o să-mi facă anumite astea, neplăceri, să le spun așa. Pașa, îmi pare că e un băiat muncitor, parcă așa-l văd eu, și cu mult bun simț, în sensul în care parcă să lucrez de atât că îl rog eu frumos. Domnița Ana, sper din suflet să nu facă să nu fac mânzuri. Dar na, eu o privit vreau la țară, e cred că e și mai cunoscătoare din toți invitații noștri. Nu, dacă sincer, eu nu tare am vrut să vin, pentru că totuși aici e Cătălin și eu nu voiam cumva să afișăm public relația noastră personală. Și azi chiar ne-am văzut fără să ne fi văzut de câteva zile. Deci, cu atât mai stânjenitor și mai emoționant și mai ca copilul, știi? Și Tatiana, îmi pare că e posibil să salinti câte un pic. Aici sunt prognozele mele. De asta am și puțini emoții pentru ediția de astăzi. Și nu numai de asta. Dacă o să vă pupați în acest proiect? Iubă, și noi nu suntem la Domn Tvan, noi suntem la Vreau la Țară. Eu am venit să muncesc. Mi-mi se pare drăguț să aveți un salut mai alt. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Hai mai, chiar așa! Bună ziua! Bună ziua, domnule! Bună ziua! Ce faceți? Vă place echipa? Îți place ce am adus? Eu am spus că am niște emoții, oarecum. Din diverse motive. Nicoleta, da. Nu încoace ce tipul acolo? Eu lângă Domn Țopa vrem. E ceva personal, nu spun deodată. Conflict de interese. Eu cred că noi ambii am reacționat, adică așa ar fi fost și dacă eram foarte ok, așa ar fi fost și dacă eram necunoscuți, deci așa ar fi fost ca niște oameni maturi, salut, bună, am venit la emisiune, da, evident că avem și înțelegem că arată un pic penibil, dar haideți să ne cazăm mai întâi. După care se va face să când ai Era. Nicoleta un story. Era. Asta e ceva normal. Așa, am salutat și cățelușii. Ei, le și mai coace. Facem tot treaba asta. Bun, haideți. Luați-vă valizele din mașină. Valiza și hulughi. Domnița Tatiana, domnul Gheorghe. Domnița Ana, vă ajut cu valiza? Nu, mersi. Eu știam la ce vin, pentru că eu îl văd pe Cătălin de fiecare dată după fiecare filmare, cât e de obosit și eu înțeleg ce prin ce treceți voi la fiecare episod. Poftiți! Vă mulțumesc frumos! Cu drag! La cât ce lunguri vedem, la ce soare bun! Bună ziua! Bucurați-vă, am avut o echipă întreagă de oameni muncitori. Toți oamenii sunt dragi, știi? Nu am aici o persoană care să fie antipatică sau să-mi provoace deranj. Din start, când mi s-a comunicat lista, am zis, wow, fain, vreau cu ei, vreau să consum 3 zile și să creăm amintiri frumoase. Îl luați dumneavoastră? De acum îl iau eu. Mai obișnuiesc să fiu gentil la această emisiune. Ia ca deja, acum să fim sinceri. De câte ori ți-am luat eu bagajul? Din timpul, din totdeauna. Apoi... De asta eu înțeleg că Ana este, dar nu uita de coprezentatoarea ta preferată. I-am dus și am cazat. Cazarea este foarte drăguță. Au băieții și fetele niște camere spațioase. Dar pe un capăt de aici? Ce patru spațioase. Și domnii în partea asta. Ești cu noi, da? O, patrimonial, super. Da, ne-a lăsat cazarea. Ce-i dreptul ăla că m-a șocat că trebuie să dorm cu Pavel într-o odaie. Dar cred că să găsim ceva să ne valim cu ceva separat, că într-un subtogheal nu pot eu să dorm. E foarte frumos, mă. Bun, aveți 10 minute la dispoziție. 10 minute și facem jos. Și vin să mâncăm, exact. 10 minute și mâncăm. Cum? Și ați mâncat? Vedeți cum era noi, cât e de frumos și de bine. Doamne, și ați mâncat. Lumea burghește de rău această emisiune. Mie îmi place să văd participanții mulțumiți și fericiți atunci când i-am cazat pe fiecare. S-au bucurat pentru că nu pot să zic că sunt mai privilegiați sau să zic că alte locații nu ne-au primit atât de bine. Dar cumva condițiile de aici îi favorizează într-o oarecare parte. E răcoare, avem și aer condiționat, avem și camere largi, paturi mari. Pavlușa, eu cred că iau două. Nevastră a scris în rider, eu am zis paturi de separate. Nevastră a scris matrimonial, ok. Am mai scris aia, mă rușim mai ieftină. Unicul minus care eu l-am, adică cum,
l-am atenționat că eu sunt fără în noapte. Și el zic, cumva o să vedem, o să treci și peste momentul ăsta complicat. Mie deja îmi place. Și mie îmi place. A rămas să nu, să nu muncim. Asta stai că n-am făcut nici ore. Nici n-am anunțat. Măcar da, mai anunț, dar nu. Uitați-vă ce view, ce view. Vreau să vă arăt că am ajuns la destinație. Camera de hotel este una încântătoare, cu un dormitor spațios. Dar soțul meu, tu nu ești aici, eu dorm cu fetele. Eu cred că fiecare este foarte individual și are ceva de zis. Și deja în rutier, în maxi taxi a noastră, a fost clar că ne simțim bine împreună. Vedeam că mă dau seama cum noi și atâta să ștergem și să spălăm. Numai eu nu cânt din voi, pa. Ei, cum nu cânti? Cum nu cânti? Nu, tu ai să fii suflior. Tu ați bagi rap-o. Cum faci? Așa, tu cânti la gitară, el eu sunt suflior, minte. El a să ne spun. Tu n-ai cuvintele. Tu poți cânta, mă, așa. Eu nu mă desec prostii cântă. El o să bagi așa accente drăguțe. Noi dacă ceva cu Pașa am învățat într-o școală. Dacă ceva. Dacă ceva. Poate n-ați vă trebuia. Și eu știu că el cântă. E greu, e greu. Psihologic e greu. Când ești unicul care nu poate cânta dintre toți, da. Leacte sunt așa mai inferior, dar o să luptăm, o să luptăm cu asta. Hai, băieți, veniți jos! Dar n-aveți un clopoțel acolo, n-aveți un clopoțel! Hai! Trebuie de asta electroșocher la Chișor, știi? Ne-am pus la dejun, atmosfera destul de așa, iarăși, stânjenitoare. Parcă eu emoționat și de asta am preferat așa să fiu și eu un pic mai retras și mai calm. Bun, dați să facem cunoștință, repijos, să fac cunoștință. Mă scuzați o clipă doar. Nicoleta este gazda care ne-a primit aici. Te rog. Este de la ferma cu origini. Mulțumim frumos pentru, în primul rând, pentru masă, că acum am pornit cu masa. Și sper să facem treabă bună aici. Noi dăm cuvântul. Noi așa ne-am uitat, parcă tot e gata. Da, parcă noi, până și aici face. Nu ați văzut partea de sus, ferma eu am sus. Zis, eu am zis. Ferma? De ce asta ferma? Asta trebuie să după casă ceva. Avem și el, mare. Ai, eu văd și... Nicoleta deja se bucură. Ne-am apucat de muncă imediat după ce am mâncat, dar ce am mâncat ați văzut și voi. N-ai cum să vrei să muncești după o masă atât de copioasă. Am savurat și din produsele... ferma cu origini, din cașcabaluri, iaurturi. Și pe lângă toată chestia asta, mai avem un plan pe care sper să-l ducem la... să-l îndeplinim. Construim o pensiune. Poate la sfârșit sau spre mâine seara, când trebuie să vorbim cu producția acestei emisiuni, să facem un eveniment în care să chemăm oameni, poate aici, să ne distrăm un pic împreună cu oamenii, să facă, virgulă, cunoștință cu noi. La asta încă ne gândim. Deocamdată noi avem munca standard pe care trebuie să o îndeplinim aici, pe care o fac toți lucrătorii acestei pensiuni. Prea pompoase sunt mesele. Eu cred că stăpânii nu știu cum să ne facă poftele nouă, dar cred că e prea mult. Așa, mergem, domnița Ana, mergem la muncă deja. La fetele am dat să curețe levănțica. Trebuie să stai, cum se numește, floarea de levănțică și să facă niște buchete. Doamne, de-aș fi știut, luam o rochiță albă și cu o pălărie din paie și atât de mult mă aventuram în așa o ocupație, o îndeletnicire frumoasă, da. Prima provocare, prima muncă este una așa, combinată cu aromă de lavandă. Ai tăniușa, ai fată muncitoare, eu o știu de unde atâta ani și eu știu. Băi, chiar sunt, dar nu vreau să vă bătați pe asta, că numai eu sunt știu. Ei, nu, clar când că nu. Când nu știu cât ai să faci tot repede. Mi-a plăcut, nu știu ce urmează. Eu aș avea așa o frică mai mare de... Nu știu dacă vreau să spun, nu spun că o să mă puniți acolo, intenționat. Asta pe o parte și pe alta. Și din partea cealaltă, pe o parte și pe alta. Cred că ne deschide. Acum sus? Da, da, să fie frumoasă. Eu propun, eu pe umil. Păi lucrăm. E că tu mă zăi mai de vorbă, vezi? Eu e că... Vopse mă poartă moia, e de tu mă ții de vorbă. Plăcut, ce cât e fain, ce miros, ce îndrăgnicire, cum o tai, cum... Fain, mă țin să ai. Păi așa-mi place de Tăniușa, e vorbește mult și așa de prigonă. Lucas, poți să te ascult veșnic, serios. Nu, de ce te ascult? Chiar nu mă păcălesc, e serios. Mă, dacă tare chestia asta, nici nu știam eu, că eu un fel de calitate, care nu tot o pot, știți, vorbești natural, da. Spontan și fără duble. Da, de eu asta da, am prins pe Instagram, de exemplu, eu din prima, când, mă rog, eu sunt nouă pe Instagram, dar oricum, când am început să-ți chitea, făceam duble, pac, și am pus gândul, știi? Uh-huh. Și când mă vedeau altfel, acum tu așa, adică acum așa,
Adică nu, alții se uită, redactează, încă o dată filmează, ascultă 10 ori. Dar eu zic, dar pentru ce dacă asta sunt eu? Nu ar fi care trebuie să mă modelez în altă manieră și să... Ok, sunt situații când știi, poate nu ți-ai formulat bine gândul. Uh-huh. Dar în mod normal nu am treabă cu... Și Taniușa, și domnul Țopa, și Pașca, adică toți așa sunt activi, vorbăreți. Poate cineva să gândească, gen, că nu știu, deși eu tac, deși nu interacționez. De fapt, eu interacționez cu ei, dar, nu știu, adică se vede că ei sunt ca peștele în apă. Vă închipuiți să mă vadă, mă, invitații noștri. M-aș arunca un pic. Mie îmi place cu oamenii care ne privesc pe TV sau pe canalul nostru de YouTube și văzând această pensiune, poate să își imagineze că nu avem nimic de muncit, că totul este la patruace, toată iarba este cosită, tot pământul este făcut, tuia este tuie, piscina este piscină, dar o astfel de locație trebuie și de întreținut maxim, așa că avem tare mult de muncă. Repet, stimați telespectatori, eu sunt aici ca să organizez munca. Mă rog frumos să înțelegeți odată și pentru totdeauna asta. Cătălin a încercat să vină, dar eu simțea cam cringe și... Domnițele spiridușele. Cum, încet, încet? Ușurel, ușurel? Mă, Cătălin, foarte artistică munca asta, așa. Așa e? Inspirațională la moment. Dacă era pe amurg, era și perfect, știi, pe amurg, așa, când soarele apune. Pe amurg avem altceva. Invers, da? Toate la momentul potrivit. Dar spuneți că asta e muncă de amurg, da? Da, cumva, că nu arde soarele, știi. Tocmai nici n-am auzit cuvântul amurg, nu știu cât timp. Vezi? Amurg. Vine Tatiana Helia să te amintească. Amurgit. Bravo, dar Nicoleta, unde spuneți că e? Îmi pare că s-a dus după chipiuri și cămașă. Cu prezentatoarea mea! I-am luat o pauză, sinceră să fiu. Le-am propus și lor să nu fiu singură. Am zis, hai să mergem un pic la umbră. Ele au zis, au venit să muncească și să merg singură la umbră. Da, e repede să usuc, știi? Da. Calitativ. Da, da. Ați mai vopsit vreodată cu vopsit la caparol? Nu. Ia ca să știți. Când o să aveți nevoie vreodată să vopsiți ceva undeva? Eu am crezut că o să jucăm rolul de a juca lucruri, știi? Spune-mă, dar nu mă ia camera de pe noi și noi de nevoie lucrăm și lucrăm. Domnul Țopa crede că... Domnul Țopa! Scapă așa ușor. Nu-mi plac oamenii de ăștia care fug de lucru la accesna. Domnul Țopa! Nu, Cătălin, am zis așa, 15 minute lucrați, 5 minute vă odihniți. Bine, eu am făcut 3 ore așa, 15 minute am lucrat, 5 minute vă odihniți. Haideți, fucuța! Hai că vă așteaptă acolo lumea. Vă așteaptă fanii. Îl văd că la un moment dat o iei o leacă în glumă, în fel de eu când mi-ai spun, hai domnul Țopă, hai repede joșul, dar acum, păi vin chiar acum, iau, deci hop, hop, și faci treaba. Adică, nu asta nu e important. Dar îi văd atitudinea care încă nu știe cât e din serios și cum, chiar lucrăm, mă, punem și așa facem. Da, chiar asta facem la emisiunea asta. Ei, știi șmecherii, și șmecherii special, de așa. Spui să mai dăm o dată, da? Da, o să mai dăm încă o dată. Tu, că... Îți văd în scară. Îți văd eu, Tamuș. E așa... Hai, da, să nu mai ai ajutat-o. Nu, că-mi fac griji de schinare. Nu, nu, ia ca. Vedeți, mă-n lest. Apă, maestru încă mai atent lucrează. Nu, e bravo, bravo. Am numai cuvinte de laudă despre partenerul meu. Tot ce te-ai făcut aici, să muncești și atât. Sigur că lucrul lor e mai ușor, dar, mă rog, domnișoare, Doamne, zic, dar nu e normal. Sunteți amuzant, da? Ana nu a vrut să-mi explice de ce plânge, dar a început brusc să plângă. Voi aveți carte de jaluri și pentru lojene. Păi ce-a întâmplat? Păi dacă stau de vorbă cu dânsul trebuie să sar în cauza, mă, chiar să ies din... E un om mare, artist și cu voi. Țara e plină de oameni harnici. Afaceri mai mici sau mai mari, Microinvest le susține pe toate. Fiți cu ochii pe noi. Emisiunea Vreau la Țară crede în viitorul afacerilor aici, acasă. Da, da-ți văzut. Dar cine-i măscărit mie asta? Cine-i umbla, cine-i... Nu știu, mai trec cu oameni... Cum lucrez eu așa? Mai trec cu oameni care lucrează și... Nu, dar și-o băgat, unde-o băgat? Da, 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 când tu îți pui scopul, eu consider așa, când vorbiști cu maestru tot timpul ăsta, el pe mine mă încurajează, e ca un fel de, știi, team leader de ăsta, și el spune, Pașa, noi trebuie să terminăm poarta. Terminăm o poartă, ne apucăm de a doua. Am terminat a doua, am trecut iar la prima poartă și am vopsit a doilea strat.
cum avem terminat porțile, piscina e drumul nostru. Iar noi, oameni buni, așa cum... nu, am vrut spun cum v-am obișnuit, dar nu v-am obișnuit, dar... Acum fetele au treaba lor acolo, băieții slămuresc cu vopseaua asta. Iar noi, hai să mergem un pic aici în deal. Ei, dar nu ca fizică de am să, cum spune, de am noi cu Pavel. Lucrăm și noi cum putem, așa. Măi, să ne vadă o țară întreagă că nu știm nică a face, măi. Corect. Oh. Lasă știi oamenii. Și n-am lucrat, măi, sus de pat. N-am lucrat niciodată. Mai înalt. Ah, ce-mi place. Băi, îmi pare rău, știi ce îmi pare rău? În primul rând îmi pare rău că văd aici porcime. Asta se numește porcime, stimați telespectatori, să știți. Eu știu că e poate un pic prepoietic, că stai așa în copac, răzămat de... Asculți frunzele, dar chiar este vibe-ul de sat, de țară. De... Eu această muncă nu mă sperie. Mi se pare că e una așa, care poți să reflecți, care poți să te gândești, poți să cânti un cântec în sinea ta, să înveți un text. Eu sunt gata să lucrez, dar cameramanul se mai stângă. Dar și ei și vă încurc. Ei, vreți mai spun o anecdot ceva? Spuneți. Da? Da. Eu vreau știu mă noi doi. Ia ca să povesteți. Fetele, din câte am văzut, au strâns lavandă. Da, înțeles că o spună prin cameră să miroase frumos. Pavel, eu cred că nu-s socoate, care mai mult, care mai puțin. Socoate. Ești harnic, ai început de jos. Eu vă spun, eu acolo m-am învățat, dar aici, de nu, am început a văpsi eu omenești. Eu am vrut să-i deștept, și poate și cu stânga, și cu dreapta, nu, nu-ți primești. Domnul Gheorghe, în orice moment, și-am promis. Și-am promis, nu... După cum eu hrănit, după cum eu hrănit azi dimineață, eu nu mă duc, de aici nu mă duc. Eu pot să nu ies la lucru. Două zile. Eu am spus la cameră, eu nu știu dacă o să ajung asta în emisiune, asta o să decid... Așa. Asta o să decid producția și oamenii de la montaj. Uite ce are Cătălin pentru tine, Ana. Făcut de tine, legat de mine, dăruit de el. Vai, de mine, ce drăguț. Îmi place. Îmi place acest episod. Păi vedeți ce am noroc eu de un bărbat minunat și grijă. Deci, ce spuneam acum? Să dau înapoi. Nu leac s-o pierdut, că Ana îi spune că am un bărbat. Da, și leac, și jumătate ce spun asta. Nu le bași mai vorghești. Noi cu domnița Ana ne-am certat zilele astea. Nu știu de ce el asta o ținut neapărat să spună. De fapt, da, el e o persoană sinceră. Așa. Și noi, de câte zile am avut de când n-am vorbit, domnița Ana? Măi, este o lecuțică. Cred că vreo 3-4 zile în care n-am vorbit. Se întâmplă prima dată. Din cauza ta era să rămân fără invitată. În relația noastră asta se întâmplă prima dată. Și de asta e și mai cringe. În momentul dar ca să înțelegeți, stimați. Dar ce cringe? Poate e cringe pentru tine. Eu pentru mine, evident, okay. Pentru mine. Mie, de exemplu, nu a fost doar. Asta să fie mai des, Cătăline, să te obișnuiești. Pentru mine, da. Pentru mine e destul de cringe. Eu nu consider că asta e ceartă, gen, nu știu, ceva grav. E o relație, ca și orice relație. Se întâmplă diferite situații. Mai acum, sincer, eu țin minte când am vorbit cu domnița Ana Cernicova despre posibilitatea ca ea să vină la emisiune. Apoi a avut și ea emoții, și eu aveam emoții de interacțiune. Dar și ei și am spus de acasă, credeți-mă, stimați telespectatori. I-am spus că, Ana, te rog, numai dacă vii, pur și simplu, lucrează. Lucrează. Fără, te rog frumos, fără nimic. Doar lucrează și totul o să fie bine. Da, dar am emoții, că nu știu ce. Tot ce vreau să înțeleagă și telespectatorii, tot ce te-ai făcut aici, să muncești și atât. Mai mult nu-ți faci trescuri. Ia uitați-vă, băieții noștri. Cătăline? Da. Spune, te rog, tu ai mistecat vopseaua cu pirea mea? Da. Și cum să crezi cu ea? E plină de vopsea. Acum e spal ușor, că eu tot așa am vopsit. Era un băț acolo. Tu nu ai văzut băț? Cu băț și am vopsit, am amestecat întâi, dar nu a funcționat. Și aici dădeam repede cu pirea și deodată vopsem. Înțelegi? Eu nu cred că trebuie de amestecat în general de pus apă. Asta așa am spus, asta nu e motiv să nu vopsim. Eu nu cred că trebuie de amestecat cu apă în istă, trebuie încăldare deodată. Nu. Nu, las că e bine așa. La noi acolo e umbră. Noi am lucrat în umbră, ele în soare. Relativ, iarăși, noi am lucrat la umbră. Fetele au lucrat în soare, iarăși. În funcție de ce, cum ei lucru.
Unica diferență, el trebuie să plece, dar noi să ne întindem. Draga mea, uite, asta e o sursă, asta e o inspirație, asta e un semn la Dumnezeu, poate nunta să o faci așa, cu tema lavandă. Nici nu știu, după atâtea episoade, nici nu știu ce temă de nuntă aș mai vrea. Să o chem pe Tatiana Hegea și Sopiana Cernicova să cântăm lavanda. Păi toți care au fost la... Deși crezi că am acceptat proiectul ăsta pentru nuntă. Așa? Păi eu câte relații îți faci, așa? Câte, câte invitații așa moca o să ai? O piesă tu, una, Ana Cernicova. Mai, nu aveți cumva impresie că Cătălin așa nu mă comentează și faci cercuri, cum credeam eu, aparent, până a venit aici. Dar și-au făcut până amu. O dăie două... Uitați-l, uitați-l cum lucrează în rând cu noi, vedeți? Adică dumneavoastră, cum a ținut locul iubitei dumneavoastră? Clar, da? Adică clar de asta. Faceți echipă, da? Cumva... Eu am venit aici mai mult din punct de vedere profesional, adică noi... Aici am venit să lucrăm, eu am aceleași drepturi ca și colegii mei. Nu o să mă folosesc de faptul că maestru este bărbatul meu și nici nu vreau acest lucru. Nu-i frumos, în primul rând. Ușor și-i hazaian ăsta. Prezentator. Nu mă sconduși. Nu, dar lucrează și el. El face și el și face. Să faci că faci. Faci mâncare. Crește mâncare pentru noi? Ei, lasă-mi venitul la dumneavoastră, vă rog frumos. Bun. Poți zici maestru așa câteodată. Maestru. Da, Gheorghe, poți zici. Mă faci leacă mai tânăr. Ce-i să-i faci? O știți pe Stromae? Cine? Stromae. Am auzit. De ce am auzit? Eu nu mă ajung. Îl știi pe Stromae? Eu vreau să știu ce a fost înainte și urmează după. Domnul Gheorghe, dar n-ați vă spun domnul. Mi-a zis să-i spun maestru. Aha. Dar sunteți maestru? Și eu sunt maestru aici. Și eu tot maestru în artă. Nu, dar sună mai frumos. O să-mi pun o dorință? Suntem doi, așa. Cătălin, deci ne spun amândoi. Bun, domnul e corect. Domnul Țopa mi-a spus că și dumnealui este maestru în artă. Și zic, și dumneavoastră, și eu sunt maestru în artă, domnul Țopa. Și da, și dumneavoastră, și eu sunt. Ce domnul Țopa, dacă răspunde. Domnul Țopa, corect. Da. Dar dacă zici domnul Gheorghe, mă ghizg maestru. Aha. Sau Gheorghe, lăsă-mi zic, că... Mă rog, el e tinerel, dar când eu-ți împrejur... Eu zic să-i maestru, dar domnul Gheorghe să zic Stromae. Că Stromae tot e maestru, nu mă întorc. Da? N-ați vă supărați dacă ați văzut Stromae? Păi dă-mi pașin. Am înțeles discuția. Eu am vrut să-i zic Stromae, dar pe urmă el s-a supărat, zic că nu știe cine este, aș... Maestru. Am noroc, astăzi și următoarele zile o să fiu între doi maestri. La tău, da. Am venit deja la Vreau la Țară. Nu mai trebuie să numească la Vreau la Muncă, nu știu. Da, uite, la țară... am un comentariu pe Instagram. Că o scrie, asta e țară. Domnița Nicoleta, să rămână. Nu știu ce ziceți, nici nu vreau să ascult, dar... Țineți minte, am trecut. Dă-mi pașa, ai ceva. Nu. Anul trecut ne-ați făcut dumneavoastră un cadou. Dacă eu broască, te rog, sincer, am frică mare. Dă-te mai încolo, sincer îți spun, te rog frumos. N-am nică, ți-am spus. Dar același cadou l-am primit eu în sezonul 1, domnița Nicoleta. Ana! 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 Ai primit și tu un cadou și Cătălin i-a făcut un cadou. Numai că ți-ai un buchet de flori, dar nu e un dista subțirel. Păpușoi! Bă, și de harnici suntem, nici nu comentați nimica. Nu-l bași că nu-i rău, nu-i dăm amăgi în soală. Tare-mi fac greș să nu se întâmple ceva cu mine, că nu știu ce am așa o presă în țări, dar sper că așa e tot normal. E ca și fel de lucru ăsta. Tu vii la lucru, filmezi și alții oamenii cum lucrează. Cineva să lucreze. Da. E ca ăsta lucru trebuie să ai, nu? Of, Doamne, nu știu dacă scopul e ca noi să lucrăm, să arătăm cât de bine noi lucrăm, nu știu. Dar noi, fără glumă, nu merge lucrul la noi. Parcă se cere un cântec, așa e? Wow! Nu? Lasă-mă, mândru, să... Lasă-mă să mor. Ei, Pavlic, Pavlic. Am crezut că tu ești mai... mai îndrăzniț, așa e. Poți să ceri lucru ușor. Dar ăsta și e greu? La umbră? Da, dar asta nu-i... Sculești flori. Culești flori nu la umbră precis, în soare. Da? Eu m-aș mai vopsim cu o poartă, numai să nu... Da, dar până se termină noi, a doua oară, să bat soarele în coace. Lavanda, văd că fetele taie lavanda. Sigur că lucrul lor e mai ușor, dar, mă rog, domnișoare, și au și ele câteva 45 kg.
Dar noi dacă grăbim proces, avem timpul nostru liber, nu? Nu. Nu? Ah, adică Lenuța. Adică nu mă ce fac grăbim. Adică ne-am putea... Nu, Luba, adică nu-i degeaba, pentru că... Asta e clar, oricum, ne-am spus că oricum este un plan faci, categorii, și da. Dacă nu facem, adică categorii, oricum trebuie da. Să o facem. Și plus că nouă ne place să lucrăm în așa tempo rapid, organizat și bine. Din pare că Tatiana e fură cuvintele Ani, iacă. Da. Vezi că unde am mers două ori, spinește perfect? Da. Ia uite, bine a dat eu, vezi pe jos. Am dat două ori și-o prind. Dar poate să nu sprinească așa două ori ca oameni. Da. Îmi place optimismul. Nu, poate să nu sprinească. Băi, nu știu, nu l-am cunoscut pe domnul Țopa niciodată. A venit așa un bărbat, nu știu cum, un bărbat așezat, știi? Adică, da, și ce se întâmplă, ce faci? Opa, na, o, băieț, cum așa? Eu am o noutate bună și una rea. Da. Noutate bună... Ui! Încet, trebuie să ne odihnim, aleagă. 5 minute. Dar noutatea rea că vine soarele. N-ai ce faci? Nu-ți dăm acum. E soarele de tot. Peste câteva ore sper să iar să avem umbră aici și atunci azi venim. Dar eu iarăși nu cred. Nu, rămâne o enigmă totuși. Nu cred. Trebuie de lucrat și gata. Și întrebări. Rămas? Nu, ne-a dat comandă. Comanda e făcută. Cei care privesc, să aveți în vedere, când o să mai dăm o dată. Așa e după carte. Deci e foarte cald afară. E o arșiță, vă zic, la soare se simte ca 43 de grade, pași 2, pași 3. E insuportabil de stat. Nu vreau să mă gândesc atunci când o să mergem în altă parte, unde totul va fi cu soare. Aici mai putem să treșăm, mai venim un pic la umbră, ieșim înapoi. În sticluța de la partenerii noștri Microinvest, punem apă de la partenerii noștri Bucovina și avem o emisiune frumoasă. Cătăline! Da, să l-am chemat, l-am chemat, uite, grește. Da. Parcă vin de la coasă, măi, nu-i la... Frumos, ai. Da. Băi, Pavlușa, atât prostiile astea de ei, Pavlușa, băi. Știa. Ce știi tu? Eu știu că trebuie să ne ducem să ne scaldăm. Hai. Nu, eu l-am spus 4-6 ore, vă duci să vă scaldați până să usucă, nu? Da. Așa a spus. Așa ai scris. Așa ai scris în contract. Corect. În căldare v-a scris 6 ore. Programul zilei, ordinea de 4-6 ore, vă duci și vă uscați. Dar cum? Băi, dar fit, chiar fit lucrează. Da, trece, nici nu ne salutăm. Mai de grijul le filmează, el lucrează. Pe noi ne-a filmat că lucrați. Se avea dovadă, nu? Nu, eu n-am lucrat, e la casa mea, n-am lucrat, anul ăsta atâta cât am. Și când zicem să... Pătrat, am obsit acum. Mai aveți, nu? Dar nu știu, nu ne-am înțeles. Poate și dinăuntru sau mai din afară? Doar prin afară. Ei, nu-i de mult am înțeles. Capria e în trei stradă. Pe ce stradă răzut? Doar primul, da? Dar câte trebuie? Câte trei? Și acolo de gruntovcă. Ceva? Da, nu știu. Ce s-a întâmplat? A fost. Băi, nici nu știu. Două sau trei straturi? Noi ne-am înțeles la două. Deocamdată două. Vedem pe un parcurs. Nu, 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 din afară numai. Faceți acum pauză ușurică și trebuie să vedem dinăuntru. Cum dinăuntru? O zis dinăuntru nu trebuie. Cum, cine vă spus? Nu, pentru că este altcumat. A, o dă pe ceilalți din spate, da? A, o dă din afară și ea. Ia și șmichie. Ce bălăi tot unul, nu știi, înțeles? Noi avem două ușa. Nu, de la piscina azi nu. Sau în o sală. La piscina mai încolo. E măcar să-i împormit în acel mic care e pentru copii. Măcar acolo. Hai, fugiți repijor încolo, că pierdem timp. Unica nu ne-a plăcut din partea aia, chiar am scris o plângere. Sper că voi aveți cartea asta de plângeri, da, unde spate lăsat. Eu am să lăs o plângere pe Nicoleta, vă rog frumos, luați măsuri. Și Nicoleta așa de obicei nu lucrează, da? Ba da, eu cred că ne-am lucrează acum. A, faci față, da. Da, nu lucrează. Lucrează. O mai... Mi-i spun eu când nu lucrează, dar de fapt, domnița Nicoleta, dacă vedeți această bucată de emisiune, sunteți hărnicuți.
Iar pentru comentatorii care spun că nu fac nimic, vă salut și vă invit aici la Colina Verde pentru că e tare mult de lucru. Domnul Țopa! Domnul Țopa! Domnul Țopa! Noi vă așteptăm de mult, noi din sezonul întâi vă așteptăm, dar dacă ați venit... Eu așa m-am relaxat. It's good. Hai, de mâncă două zile și nu duci mă acasă. Păi nu știi fățara cu așteaptă. Scara a întrebat de 4 ori, unde maestru? Ia că eu propun... Ce n-ai tu să spui fără mine nu poți lucra, băi? I-am spus, nu m-a crezut. Am ia este așa că tu... Tu ești mai harnic ca mine, da? Știi cum? De unde e farfcile? Nu știu, întreabă cu putemiuși. Ii? Ați văd, femeie, mie n-ați creadă, măi. Soția n-ați creadă, și mai zic că un om străin ai creadă. Și cum, domnița Ana, cum la vreau la țară, e bine? E bine încă, așa-i? Nu cred eu că eu am lucrat atât, spun eu. Tot acasă nu faci nică. Pălea, cum am eu atât, dar... Să mai opriți, vă rog, bine? Dar nu pot ca mine. Cum eu fac, dar nu chiar așa lucrări de astea ei. Hai să vorbim, măi. Ce zic? Ce lucrări pentru maestre? Maestru în construcție. Asta e pentru maestru în construcție, de maestru în arte. Asta maestru în arte și maestru în construcție. Pașa Sârbu lucrează pentru doi, dar n-a s-a implicat și Cătălin foarte mult. Pentru când a văzut că domnul Țopa nu mai vrea și nu mai poate. Într-adevăr, uite, nu ne privim de ca să lucrăm, ca să... Nu v-a spus ca să lucrați? Ați dăm vopsia. Nu, nimic, nimic. Fără glumă. Dar pe ce v-a spus că asta? Și eu haina asta mie, crede mai bine că eu prima dată o îmbrac. Dar pe ce v-a spus că asta? Ce v-a spus că asta faci aici? Ce-ai spus? Ce v-a spus că asta faci aici? Nu, ne-au lămurit că tot e cam cum o fu asta și ala cu... Așa v-a spus? Mulsul vacii, știi? Ah, apă da. Mulsul vacii, mulsul căprii. Apă da. Ce-s mai mulge? Asta avem și de mult, să nu faci greșe. Dar lasă mult de fietnici. Lasă de pasări. Nu, dar în principiu, emisiunea e despre lucru, adică lucrăm. Încercăm să ajutăm cât de mult putem. Eu n-am știut, eu n-am fost pregătit moral. Eu nu mă vinem, nu vinem în proiect. Nu vinem, eu cred că am o nevoie mine ca vedetă, ca... nu știu. Domnul Țopa e mai mult cu glumile, așa l-am observat. Curajul cel dimineață a dispărut. Maria, Maria, fericirea mea! Ca Maria, ca Maria, nu e nimenea. Maria, Maria, fericirea mea. Ai, 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 ai. Băi, dar este, eu cred că omul satură de lucru, bă. A? Eu m-am săturat de lucru. Și bun asta. Eu m-am săturat de lucru. Cam ușor, nu știu cum să mă înțeleagă soție. Nu știu dacă să mă creadă. Dar cine nu satură de lucru? Nu, eu am zis odată. Că nu i-aș închipui să mai lucrez ceva, știi? Aha. Pe lângă profesia asta. Aha. Nu, că de eu nică nu văd. Lenos, îs lenos, eu cunosc. Frumos când cineva recunoaște. Oh. Dar nu păreți, până acum sunteți... E ușor, într-adevăr e ușor, știi? Că nu stai în picioare, stai drept, nu... Corect, corect. Te pui în genunchi, nu te pui... Îți dai seama, dacă îmi punem mai pe brânci aici undeva și îmi dau niște pădiri. Asta trebuiască și așa de-am. Nu, lasă tu, găsește lucruri, nu lucrăm mai ușurie. Noi nu găsim lucruri, noi așa facem ce aici trebuie de făcut. Hai să mergem. Hai, Iuri, să servesc cu apă. Doamne, Dumnezeule, ce frumusețe! Doamne, ce frumoasă este viața! Când iubiți că ești și când ești! Ai văzut cânta Ana cântă la dansa? Dar atunci când se va rupe ața... Da? Doamne, te-aș ruga să-ți modești! Spuneți-mi, dragi telespectatori, fac bine vocea domnului Țopa. Spuneți voi, în comentarii, la YouTube, spuneți-mi. Doamne, ce frumoasă este viața când iubită ești și când iubești, dar atunci când se va rupe ața, Doamne, te-aș ruga să zăbovești. Am luat prânzul, un prânz
mult prea copios. Le mulțumim celor de la Colina Verde. Nu știu de ce au impresia că noi chiar murim de foame. Ne-au făcut plășinte, ne-au făcut borșul cu slănină și cu grenchi. Domnul Țopă, dar am văzut la o emisiune sau ați fost pus să-l parodiați pe Carlos Dreams. Să-l imitați, cântați ceva de la Carlos Dreams. El cântă într-o manieră. Dar spune-mă două. Nu bine, lasă. Carlos Dreams cântă într-o manieră. Într-o manieră care e specifică lui. Sunt băieți care au copii. Și în România mi-a suporit o pleadă chiar de cântăreți care... Clar că ei nu o să ajungă niciodată profesioniști, pentru că el copii pe el. Adică nu o să fie individuale. Mm-hmm. Eu chiar nu pot. Nu pot. Dar vă place? Sau... Îmi place, de ce nu? Nu, adică dacă ascultați cu... Cum? Mai el în felul lui. Interesant. Și mai el poate face și ei și face. Sorry pentru mâinile mele murdare, dar... Nu poate fiecare să vină la noi la emisiune și pune regulile lui. Știi cum mă roghi și el lucrau și întrejur și de o polițiști? Dar din prima zi atât de drame, sincer, nu mă așteptam. Domnul Țopă, noi vă așteptăm jos. S-a prins flacăra asta, eu trebuie doar un cuvânt, știi, și s-a prins. Dar iarăși repede s-a liniștit. Aventura Vreau la Țară nu e deloc ușoară. Ce ne-am face fără partenerii noștri de la ferma cu origini care produc cele mai bune lactate din țară? Autohton, autentic și delicios de sănătos. A fost o muncă ok, suportabilă. Noi cu fetele am comunicat, a fost separat munca noastră pentru fete și la băieți era altă muncă, sincer nu sunt informat ce. Ca după care să venim aici... Eu cred că 10.000 de euro e puțin, trebuie să fie mai mult. Veniți aici la masterclass. Și care e locul unde trebuie tot până în col, până în capă, da? Mai nu s-a oprit inima la care hai, hai. Soarele ăsta e iarbă, voi vă credeți în golul umbră, spatea mă de chepca. Eu cred că 10.000 de euro tot și puțin, trebuie să fie mai mult pentru așa proiect. Eu tot pentru așa bani nu m-aș băga, eu m-am băgat cu 100.000 aici. Pe ediție. Ce e asta? Uitați-vă ce face domnul Vasile. Să nu spate. Smuls iarba. Uite, nu o să mă creadă nici soție, nici neamul Nio. Neam din neamul Nio, nu Rubruian. Scuze, știu, la cameră. Știu. Hai, spuneți-vă mănușile. Pagin, zici tu ce faci treaba. Eu am o propunere. Da? Nu că facem de lucru. Nu ți-e peruca. Uite, părerea mea, acolo este umbră. Noi nu, da, dar nu-mi trebuie mă așa. Nu-mi trebuie să... Dar ceva noi așa, am vopsit-o numai, da? Noi pe ce să vopsim? Să trebuie să iei 3-4 ore. Eu îți dau chepcă și nu trebuie să stați în soare până terminați. Ați stat 5 minute, puteți vă duci să leagă la dos, beți un pahar cu oameni. 5 minute. Și înapoi. La dos. Ok, e că... Mai am timp ca să ajung la etapa asta de regret. Deocamdată eu sunt la etapa de... acceptare, da. Și mă sortez? Măi, chiar. Am știut eu ce-ți propun. Doamne Dumnezeule. Dar să explicăm și telespectatorilor că îmi pare că nu știu. Tăniușa nu știe în ce să îmbrașe. Și a venit aici, ea trebuie să lucreze la soare și avea nevoie de o cămășuică. Eu, din fericire, aveam taman, adică am luat cu mine 3 cămeși. Așa că la Levanțică ea a fost în cămașă roz. Iar acum, la trandafir, se duce în cămașă orană. Deci ca stilist o iau. În primul rând vreau să-mi cer scuze la telespectatori că apar în fața voastră și de data asta în ochelari, dar că eu în așa mod, niciodată în viață mi-am permis să apar în fața publicului meu. Eu mereu, față de publicul meu, am respect enorm și mereu arăt aranjată, pentru că asta este meseria. Așa mă vreți voi, să mă vedeți frumoasă, aranjată, strălucitoare. Doar că în condițiile în care m-am angajat conștient să ajung aici la țară, nu am posibilitatea să... Nici nu e circumstanțele, probabil, logic fiind. E pe Cătălin, nu filmează când e deci nouă apă. Dar noi mușim. Adică, dar eu ce fac? Eu de la partenerii noștri... Mulțumesc că ești lângă mine. Și mi-e dor că din toate... Deschide, te rog. Cu gata să fac. Bucovina, reclamă, fiți atenți. Cea mai bună apă. Cea mai bună apă. Pavel, tu ce zici? Ai seara să iasă? Ceva lipsește. Niște hamei. Când a făcut o pauză de apă, Tatiana s-a apropiat de mine și mi-a zis că, băi, deși toată lumea are scenariu și mie nu mi-ai dat nimic, eu cred că fiecare joacă rolul.
Și am zis că greșește, noi scenarii nu avem și la noi este pe bune reality show, adică noi nu facem nimic. Ceea ce facem, asta filmăm și asta dăm, nu s-a invitat. Dar știi că îmi place, draga mea? Cred că e timpul. Da. Cred că e timpul să am o grădinuță și așa să mă ocup eu cu această neletnicire care te liniștește, te calmează. Careva filmări de la voi mi se păreau și mie că sunt înscenați pe alocuri, că probabil este un scenariu, dar tot vreau să cred că e un scenariu, dar nu este. Îmi dau seama că ăsta e adevăr. Sunt reacții absolut normale ale noastre. Nu, dar nu e normal. Cum poți să-ți brungi tot bruian să-ți mulci? Doamne, zic, dar nu e normal. Asta e normal. Ascultați mai atent. Resuscitarea. O sapă. Poți să aduci. Ascultați-mă. Resuscitarea. În caz de eu, pierd cumva cunoștința. Trei însuflări gură la gură, stupați nasul și începe să sări pe toraș. Da, duc și eu în fund, ai vrut? Da, toți trezești om și așa. Dar care anume buriant pe tăie? Păi uite, uite, uite ce faci. Nu se luăm tăți să-ți mugem? Tot e, trebuie și logică, vele, tăți ce faci noi. Cum să tăți burianul să-ți mugem? Dezmul să știu că numai cu mâna să zbun. Și nu te lucrăm și nici numai ne uitim. A, nu invers? Eu am înțeles invers. Chiar dacă eu mă jertfesc cu o oră jumătate să o cresc, eu cred că e destul. Eu n-am lucrat atâta tot anul, să zicem, acasă la mine. Taxi frezat pe mântul. Mie îmi pare că dacă nu e Bruiana, vei să zic că zmulgesc în gardul cealaș. Păi ce să-ți pui toți zmulgim? Care vrei să ne vadă pe noi și îndoieți așa? Să ne vadă oamenii în altă postură. Și să aud, și Gneasă. Cătăline, tu vrei ca oamenii să ne vadă în altă postură, așa, îndoieți așa. Ia puneața, ia puneața, chiar în postura asta. Cât material trebuie să ia, cât smulgem noi iarna, cât de ore. De vreo două. Până să leșină. De vreo două ore, dacă smulgi iarba, tot e bun. Mâine eu zis că o să fie puțin mai cald, dar azi chiar acoar, chiar a fost o plăcere. Am primit chiar domnul Gheorghe Țopă, domnul maestru. O zic, da și stăm, hai să lucrăm, că soarele pălește în cap, dar noi și stăm în zadar. Hai, băi, nu smulgi burianul eu, acela e eu. Nu, asta e meu. E tău? A vrut și e eu. Decătând la faptul că e foarte cald, într-adevăr, și e greu să lucrez la soare și soarele bate fix în cap, dar văd că parcă încă nu m-am ars. M-a zgriat sori pentru mâinile mele murdare, dar... Oamenii să știi și soare lucrăm, a zis că suntem nebuni. Deci cei din cadru nu vă puteți imagina intensitatea și temperatura sub care lucrăm noi. Cred că sunt 45. Da, așa o să-i simți ca 45. La ora 4:30 avem un soare infernal. 37? Wow! 37 de grade, fetelor, o nimica toată. Cel mai dur după mine, probabil și colegii mei vor confirma, e că în acest soare infernal, când în mod normal doctorul recomandă să ne ferim de soarele și ceea ce poate oferi un soare nociv la ora asta de vârf, noi am fost exact acolo. Vreau să spun că emisiunea e bună. Da. Îmi place. Am spus la interviu. Printr-un cântăreț, începător sau neîncepător, dar mai puțin vizualizat, mai puțin fani îl cunosc, mai puțin vizionat, îl cunoaște lumea, chiar știi, vizual. Iubitor de ea. Are mai puțin șleagere, cum mai puțin șleagere, ai cum mai puțin te văd. Lua ceala, poate să rupă și buruian, numai să-l filmeze, să-l filmeze vreo 3 zile aici. Dar eu și caut la rup buruian. Noi cred că ne-am învățat așa, noi cântat-o de cineva cu lucru. Noi ne-am învățat și asta pe mine, Pavel, tu ești băie deștept și caut-o la rup buruian. Faimă? Ce întrebare îmi pun și eu. Vreau faimă. Cătă nu e aici. Dar Cătălin, gine că nu ne aude. Eu înțeleg să ne chemat într-o seară. La rup buruian de ăsta care nu se poate vândut. Da. Așa e mai interesant, ok. Sau pe un fir. Sau unde ești unii câte Da. Dar așa ne-a chemat la... cu skiing, cu... Da, ia, uite, seama alergia, muș. Da, s-a început. Eu am simțit spiritul lui de revoluționar, de fapt, știi? Noi chiar am avut și un plan, te rog să ne-l spui lui Cătălin, să trecem cameramanii de partea noastră, până la urmă. Și mă gândesc, deja că vă doi parcă-i văd de partea noastră. Și când o să fie vreo adunare la masă, noi să mergem. Altă melodie după lavanda? Atenție! După lavanda, după ce am cântat lavanda, gornea, acum avem o altă melodie. Fetele, uitați-vă, milioane. Ai, milion, 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 milion,
Из окна, из окна, из окна, видишь ты? Я вам налт кантик. Карь. Și numai trandafiri, numai trandafiri. Da, da, cine cântă această piesă? Cine cântă chiar? Ce se aude? Noi avem o dedicație pentru tine fiind la acest loc. Dedicație, Cație. Ah, dar eu știu cânticul. Hai. Și numai trandafiri, numai trandafiri. Și? Tam, taram, pam. Nu, dar cum faci? Trandafiri, numai trandafiri. Tram, tarim, tan, tan, tran, ti, tam, trandafiri. La trandafiri era ok. Unica chestie complicată e soarele asta, că... Soarele arde, te pălește în cap și ia ca o lecuță că mă... Mi se învârtește cap. O roabă? Pauză. O roabă, pauză, e ca așa. Dar mai duci tu, te filmează că ești a zis că n-ai lucrat. Ei, Doamne ferește, poate și nu la montaj, cum a spui la montaj? Nu știu cum a să fac la montaj. A spuneți pe ecran verde că roaba e plină și eu o duc înapoi. Și iar n-ați strâns nică? Vreau să spun un cuvânt în limba rusă, dar îmi pare că n-a să-mi dai păi. E bipuit, nu-i problem. Îmi pare că n-a să treacă. Și iar și... Noi o rabă și noi adihnim, o rabă ne zic. Da. Iar și jur. Așa am făcut sirem. Bra. Da, a venit frau Helga, Cătălin a venit și... Spune, șneller, 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 hai, arbeit, arbeit. Microinvest, vă mulțumim pentru sticlă. Și vă mulțumim în principal că sunteți alături de noi. În cel de-al doilea sezon Vreau la Țară, care o să rupă și care sper că măcar o ediție din acest sezon o să fie una în care să fiu și eu liniștit. Și s-a întâmplat. Da, nimic, nicio problemă, tot ok. Pur și simplu, unii oameni consideră că la căldură de 36 de grade se poate de lucrat, adică chiar e obligatoriu să lucrez, cu toate că codul muncii asta nu prevede. E oartă și asta. Dar cum? Să ieși trebuie multă răbdare. Da, 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 da. Vorbești cu el, îți vorbești, trebuie să povestești. Și ele cresc mai bine, chiar și în casă, dacă ați remarcat. Când duci florile și spui, wow, ce frumos, ai crescut, gen, știi? Uh-huh. A floare parcă crește un pic altfel, dacă ați remarcat. Dar până la urmă, și chiar e faină chestia asta, până la urmă publicul vede și noi ne asumăm, și eu, și echipa de producție, și oamenii care o să lucreze la montarea acestui episod, ne asumăm ca orice om care a venit aici și s-a manifestat într-un fel, așa să apară și pe ecran. În niciun caz nu-i scoatem din context sau să-i facem să arăte mai aiurea sau să fac și mai caragioși, nu ne interesează pe noi asta și am spus-o și eu de 100 de mii de ori, eu nu mă cunosc personal cu aproape nici unul dintre invitații noștri. Îi văd exact așa cum îi vede fiecare. Mă scuzați, de-amă, cum am... Vrei, băi, la montaj nu poți face așa. Da-ți ca să rădic eu. Eu înțeleg că invitații care vin la noi și mai ales când lucrează în soare, eu nu sunt nebun, eu nu-i chem aici ca să noi neapărat să ușidim invitații sau să-i punem într-o stare sau să trebuiască să schimbăm ambulanța, că nu ne ies avantajos nici nou. Este emisiunea și aia care, din domă, este un final, care rămâne în final, știi? Eu mă înțeleg. Votează oamenii și ala scoate, că nu-i harnic. Dar pe noi de unde ne scoat? Din ier. Nu, și ăsta prășește numai susaiu. Soarele și Bureanu e mare. Eu cred că așa la care să privească, zic, că pentru ce să zmulci? Dacă el de-amă să dai cu coasa la el. Pentru ce să zmulci? Pentru ce arătăm noi asta? Doamne, mamă, fii mândră de mine, mamă. Fii mândră că ai educat o fată harnică și are o echipă alături la fel de harnică. Mai, chiar aveam noroc, mă, de-auta. Da, mă, chiar suntem toate pe aceeași lungime de undă. Nu ne plângem, nu? Firesc, fetele sunt mai rezistente. Mulțumesc antrenorului meu, care mă chinuie așa tare la sală și eu acum singură rămân uimită de cât rezistență eu am. Cătălin! La ce oră am venit? Ia uite la ceas. Cât timp stați așezați cu mine discuții? Noi avem o cerință. Repet, cât timp stați așezați, cu mine nu aveți ce discuta. Dar dacă mă scol în chișoare? Sunteți amuzant, da? A, sunteți la Comedy Zebra Show? Da, oleac, avem tangență. Acum mi-e clar. Știi că când explici diriginte, de exemplu, ai avut, de exemplu, ieri zi de naștere și nu ți-ai pregătit temele, știi? Și e indiferent total. Iată, cam așa reacția a fost de partea lui Cătălin.
Care e logica, măi, și să începem? Mai luăm o roabă. Două roabe, și și nu și și schimbă, și schimbă. Ce schimbă? Povestește. Să avem timp mai mult, să ne odihnim. Care, băi, timp să avem mai mult? Dar el nu știu alt lucru. Părțuțul nu știu alt lucru. Ei. Și-ați vezi că... De filmarea asta numai protestul nu o să-l de ei. Eu am crezut că de vorbă zmusul bruianului îl facem pentru publicitate. Zmulgem o oră de bruian, în timpul ăsta filmăm, dar n-am știut că noi trebuie să-l... Bruianul acela de un metru trebuie să-l niștojim pe tot și noi suntem obligați, să înțelegi? Eu nu știu, la mine s-o epuizată pofta, probabil. Tot timpul am spus, dacă accepți să vii la această emisiune, mai ales că acum poți să intri și să te uiți pe internet despre emisiunea, n-ai cum să faci variante. Dar tot ok, nu mă plâng, încă nu mă plâng. Și acolo recunosc un pic m-am enervat, dar nu știu cum, parcă îi spunem domnului Țopa și el vede mai mult că el vrea să facă un fel de show. Adică el încerca să ne arunce niște replici în care nici măcar el nu credea, sau așa ni s-a părut mie. Hai, dacă nici mă mor la piscină 10 minute, eu tot înțeleg. Venim iar la lucru. Păi da, înțeleg. Nu-mi place propunerea. Asta e odihnă de-a noastră. Mă duc și pe veselă la bucătărie dacă trebuie, nu știu, mai fac ceva. Dar mai fac la umbră, mai fac în glumă. Dar noi nici glumă nu putem face. Ce glumă e asta? Dar noi ce facem acum? Cui să-i dovedim noi mâine în țară? Că noi am venit la lucru. Mâine să-i pui la construcții, să lăcăm pietre. Pentru nu ce? Dați idei oamenilor ăștia, că am așa să zic. Nu, aia ăștia doi vor încă la construcții. Nu. Eu vreau să spun, tăți poate. Tăți poate. Dar în limit, o oră. De acord. Cât un artist poți să ții? Eu nu văd să rezistă până miercuri. 46 minute. Băi, eu sau un ceas. Am vorbit ceva? Nu. Păi nu șterg, nu șterg aici. Nu șterg, vă rog frumos, nu șterg. Dacă trebuie forțele cele de vopsim de două ori, dacă trebuie de trei ori. Dar să stai în soare, numai de atât că merge emisiunea, la ora 3, să smulg eu bruia. Facem time-out de asta de soare, știi, la fotbal. Da, nu, eu nu văd de logica. Eu văd de logica emisiunii că e așa. Dar eu nu pot lucra, pur și simplu, și gata. Arbat nu pot lucra, pentru ce trebuie să lucrez eu tot ziua? Mâine stă târchetre, poi mi ce să mai fac. Hai să vedem ce face domnul Gheorghe Țopa și cu domnul Pavel. O, s-a liberat încă două mâini. Haideți să vedem, într-adevăr, ce fac ei. Ia uitați, stau așezați. Tania! Mi se pare mie sau voi stați așezați, relaxați și odihniți? Totuși, eu cred că Cătălin poate, probabil, încearcă cumva să ne pună la limită. Și eu cred că el ar fi putut secționa cumva aceste joburi sau aceste sarcini tot și pe ore, da? Adică tot ce este legat de câmp, mai spre seară. Pe și să vorbim? Domnul dumneavoastră, dar eu m-am apucat o jelie, am uiat cum am venit să dau înapoi și zic... Noi când vedem, nu, dar chiar dacă am văzut un proiect, spre spune că am văzut cu ochi. Da, când acolo la televizor, parcă așa e o joacă. Da, asta nu înseamnă că o smulg burian 3 ore, pentru că așa trebuie. Pe secundă, eu am ieșit din bazin ca să vin smulg burian în cealaltă. Dar tu știi ce-i mare? El dacă n-al tai, el nu poți smulge. Corect. Nu, ce spate? Ia uite și mâine am eu. Dar pentru ce? Și... Am avut iarăși un monolog în care se explic domnului Țopa și domnului Pașa că la această emisiune se uită foarte multă lume și nu suntem noi judecătorii. Ascultați-mă, domnul Țopa, eu nu știu ce vi s-a spus, greșeala producției dacă nu v-a spus că aici lucrează. Deloc, nu că așa, deloc. Dacă s-a spus că nu se lucrează, e greșeala producției. Această emisiune numai așa funcționează, noi aici numai lucrăm, noi asta am venit să facem. Când mă întrebați dumneavoastră de ce nu facem câte o oră așa, nu poate fiecare să vină la noi la emisiune și pună regulile lui. Ești total de acord când ne-a spus că nu vreți să lucrați sau nu știți sau nu știți. Dar nu lucrează nimeni la ora 3 la smulg burianul. Asta dumneavoastră nu... Dumneavoastră spuneți mie, eu nu sunt de acord cu asta. De ce nu așa lucrează? Nu așa, noapte avem și noapte treabă de făcut. E, dar am văzut, da, dumnealui cumva este șocat, adică nu se aștepta la așa o atitudine din partea lui Cătălin, fiind mai mic, prezentator fiind, oricum e o altă generație. Și probabil asta este revolta dumnealui, că nu acceptă așa un comportament, așa un ordin din partea lui. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că nu puteți lucra, că vi se face rău, noi nu vă punem în situația în care vă se facă rău. Faceți o pauză, vă odihniți. Pe urmă lucrăm iarăși. Dacă dumneavoastră nu vreți și nu vreți să lucrați, eu n-am cum nici să vă oblig, nici cum să vă țin, nici cum să vă impun. Asta e tot. Dar probabil el cumva ne testează până la limită să vedea, să vadă, să obțină reacțiile noastre, să obțină cât de căliți suntem, cât de răbdători, cât de rezistenți suntem. Trebuie și măcar ceva legat de artă. Dar nici nu e legat.
Haideam. Acum replicile noastre, nu știu. Haideți. Unde? Haideți acolo și... Băi, nu-i logică, numai să lucrăm. Asta eu nu pot așa. Hai să noi să facem glume între noi. Eu înțeleg aici, el măcar face ceva frumos. Dar cum știi și acolo? Hai să vedem și acolo, dacă nu, noi să facem. Dar nu merge, nici logica nu merge, nici gluma nu merge. Vezi că nu-i trebuie lucru, trebuie să lucrăm. Eu încerc să tratez tot cu umor. Să nu iau chiar aproape de suflet. Da, dar omul știe că eu am stat în Buriană cele două ori. Măi, sper că se vor liniști apele, știi? Și îmi place momentul ăsta că unii nu prea înțeleg jocul ăsta care, de fapt, undeva subconștient se infiltrează. O iau prea aproape de inimă. Nu, ia că uitați-vă la oamenii și când să vadă, când să vadă la televizor. Noi azi suntem proști? Păi azi... Cum mai să-ți muși Brăianul ăsta, băi, de un metru? De un metru, băi, pițurioșului. Păi dă-te o coasă, dă-te o coasă. O coasă, ceva, nu știu, dar hai să tund iarba cu Motorola. Măi, să facem ceva, cu ceva să... Hai, mâine să nișim și să ridicăm cu ochileț. Măi, ce mai facem? Nu-i fac după poftele lui... Nu merge așa cum și-a planificat el de casă. Dar dumneavoastră ați privit emisiunea? Dar n-am privit emisiunea când te uiți acolo, arată mă fragmente. Și arată că ai smuls Brăian 3 ore. Ai vrut fi serios, măi, băieți. Și are emisiunea cu momentele astea. Acolo fac oameni fără, când ies. Poți duc la bazin să mai scaldă, vine înapoi. Domnul Țopa e foarte iritat. E enervat, e iritat. În primul rând, nu știu de ce el a crezut că noi muncim pentru cadru. Și în momentul în care se spune stop sau dacă o strâns două roabe de iarbă, gata, s-a terminat lucrul. Eu înțeleg și cameramanii ăștia lucrează. Ei nu ascultă, eu așa ascultători n-am văzut niciodată. Stau în soare și filmează. Ce nu facem noi? Orice Brăian care ridicăm de jos, ei filmează. Și filmează. Mi-e jale, eu nu știu cum... El și-a găsit un personaj. De că am găsit timp aici, în proiectul ăsta. Dar la cameră? Serio, nu la cameră, în proiect. Nu e adevărat, în proiect. Măi, Tatiana, superbă. Pur și simplu, a rupt iarbă, a scos trandașirea, a pus iarbă, a scos o roabă. Și a cerut scuze public la cameră pentru mămica ei, că niciodată n-are timp să duc să ajute să scosească sau să sape. Dar a zis că foarte bine că a învățat-o, că astăzi sapa, cicla de la vale, tot a făcut. Eu am strâns Buroianul. Mieri. Mă, tătica, căldura asta. Da, Cătălinda, eu dacă mor amuș, eu chic încolo, eu am o vârstă și la mine aici nu mai pot, eu așa, eu și să mă duc o leac mai în deal, că eu mai în umbră. Cătălin, stăte în soare, la un metru era umbră și îi spun, băgați-vă în umbră și el, da și asta, e umbră. Dacă, sincer, eu chiar sunt mândră de mine, n-am crezut că pot așa mult să lucrez. Eu cred că Ana e un pic tristă sau supărată din cauza situației dintre domnul Țopa și Cătălin. Și încearcă să-l ajute și să-l susțină pe Cătălin maxim. Pentru că acum toată lumea a făcut o pauză și Pavel îi zice, hai să te așezi, să faci și tu o pauză. Și a spus, nu, eu vreau să stau aici cu bărbatul meu. Doamne, ori e vorbești că s-a avut Cătălin, să-și... Da. Ce a zis Cătălin? Ești mândră de mine. Când Cătălin nu-i față de dânsa, păi ați observat că e cu totul altă persoană. Adică, când voi n-ați fost aici, eu până mâine am lucrat. Când Cătălin nu a fost, eu țin minte ce ai spus. Da, tu-i durești când Cătălin... Și-a spus față de Cătălin? Da, și-am spus. Față de Cătălin spun. Hai spune. Nu, ne rușine. Nu, dar chiar spune. Nu vrem. Nu, hai spune. E că Cătălin, ați duc și ați spus. Ei. Auzi, cam an. Mers că a stat înregistrat, așa că... Ce, băi, eu o oră am lucrat că am crezut cu Buriană că ați muncit pentru reclamă. Eu nu... Dar dumneavoastră tot la ideea asta ați rămas? O mai tachinau pe Ana că îi spune că a, tu de asta lucrezi, tu așa te faci că lucrezi și non-stop, ca și cum, da, ia uitați-vă, lucrezi, noi tăți facem pauză, da, ca și cum e lucrează. Cătălin, o întrebare, voi aveți cartea de jalbă și predilojene? Ce să avem? Cartea de jalbă și predilojene. Nu. Foarte rău. Eu cred că acolo am și plină de niște comentarii de... De un invitat. Puteți să le puneți în comentarii la pe YouTube până să apară. Ele sunt multe.
De obicei erau numai despre mine, dar se numește. Ce urmă să-i floarea asta așa, năcăjită? N-ați cum mai fost despre nitați. Am spus că ok, noi putem să facem lucrul ăsta, dar hai nu pe soare. Și frau ăsta, Cătălin a venit și nu, voi trebuie soare să lucrați, că așa e proiect. Și zis, ok, domnul Țopa, vreau să fac o revoluție, nu știu ce, și atâng, n-a vorbit cu mine lui, dar cum așa să vedem. Cămile astea, parcă l-a furat, zi. Știi cum roghii și lucrau și prin prejur știu polițiștii cu automate, că așa cu cămile. Nu, o vorbă nu pot spune aici. Știi care e cea mai tare fază? Că eu eram ferm convinsă că în componența asta, domnul Gheorghe, cumva așa un bărbat matur, Anișoara, că suntem colegi de scenă, Pavel, cumva eram sigură că noi chiar o să... N-a să avem acest astfel de momente. Eram ferm convinsă, toți eram ferm convinși, știi? Și când domnul Gheorghe a dat tonul cu aceste chestii, eu spun, eram ferm convins că el la un moment dat se va opri, știi, cumva... Dar totuși... Nu, dacă atare... Trebuie să ne motivăm corect. Oamenii zic, băi, uite cum oamenii, cum dă Dumnezeu oameni pe pământul ăsta. Bra. În tot talentat, și artist bun, bravo, și gospodar. Mi-e place, Tania, cum tu întoarci și pozitivitatea asta. Păi, dar eu sunt pozitivism pe pământ, nu știți? Lăsăm publicitatea. Tania, ia spune domnul Gheorghe, mai am o idee. Am putea mări onorariul pentru evenimente. Pentru că nu doar melodii frumoase. Nu. Dar și eu mănânc din banii mei, dar la lucru lucrez cum vreau eu. Cu viteza care vreau eu. Eu nu știu, poate căldurile, dar eu... Nu se poate de lucrat mai mult decât să-i poftă. Că eu nu văd, pentru mine, nu văd nicio... Scrieți acolo comentarii și vreți. Aici a fost Gheorghe Țopa, au plăcut. Băi, băieți, și vreți, scrieți-i, ajunge. Bă, chiar vezi până la urmă să mergeți? Cătălin? E neapărat până la urmă să mergem. Până în capăt? Da. Asta nu-i floare, și niște. Dar și-i mai este de lucru, ei? Mai este, de asta aș zic, trebuie să mergem repede. Așa sunt actorii ăștia în Republica Moldova, nu înțeleg. Domn Vasile, astea-s flori? Asta-i floare? Și la un moment dat mi-a spus că se duce până la baie, s-a dus până la baie și pe urmă am văzut dispărut. Și am venit și am întrebat, zic, da unde e domnul Țopa, că s-a dus până la baie de vreo 20 minute. Și nu, mi-a spus că domnul Țopa e rău. Când ați vă uitați la emisiune, ați stat acasă cu ceaiul în mână, ați vă încălzuți? Da, posibil de la avut o insolație cu avea niște dureri de cap. Zic, nu cred, băi, nu m-am discutat și i-am dat ca și cum ideea asta, nu mai am spus-o, zic, dacă vi-e rău, puteți să faceți pauză. Și dumnealui eu zic că da, mi-e rău. Cam asta, nu? Noi deja avem. Binișor, s-a luminat. Nu iarbă niciun pic. Ați văzut? Oh, a? Sunteți gospodine. Deși domnul Gheorghe bie lacto bie uinteros gel, îl doare ceva? Sunt rău? Nu, eu de fapt dimineața tot am băut. Am înțeles că este era lucru bărbaților. Era lucru nostru, echipa. Aici nu... E, Nicoleta, aici nu există eu sau tu. Ca și într-o familie de altfel. Ca și într-un cuplu. Eu am așa, chiar că merg la volan, mi somn. Și nu numai somnul ăsta, nu-i numai e somn, dar vine cu o durere de cap, așa, cum ar fi, eu știu, poate tensiunea e slabă, nu știu. Te filmează picioarele mele, dacă n-ați văzut filmați cumva țărnă, glot. Nu, vă rog frumos, nu filmați picioarele, nu? Știi, n-ai transpirat și cum o s-a intrat negreața între linii. Negreața, mă, că în pedicura mea de 1000 de lei. Negreața? Acolo parcă e... Nu pot să-ți lămuresc. Cum? Cu ce? Uzați-mă, dar... Ceva de genul, da. Vă rog, numai nu cobor camera acolo. Cobor, da, și problem. Las vadă, mă. Ale mele, nu? Am mers până în cameră și l-am chemat și dumnealui așa cu voce de asta, nu Cătălin. Domnul Țopă, noi vă așteptăm jos. Ca să știți doar ca să știți. Nu, eu la mine, eu nu știu ce s-a întâmplat acum. Zic, băi, nu, tu erai 2 secunde în urmă, eram 3 minute în urmă erai acolo și făceai niște glume și niște rostogoluri și te rugam eu să te dai un pic la dos. Acum, gata, ăsta era în cameră. Argumentul lui a fost că producția nu i-a explicat ce fel de emisiune este asta. Întrebăm producția. I s-a explicat domnului Țopa. I s-a explicat. Adică eu trebuie să ies mai decât de la masă, să mă duc, mă culc, stau culcat. Asta e deja lipsă de bun simț. L-am rugat frumos, scoboare când poate.
Poate nu i s-a spus că va lucra în volum atât de mare, dar nici noi nu putem să știm cum e lucru de la pensiune la pensiune. Se schimbă. Eu am crezut că, dacă am adormit puțin acolo, eu știu, 10-15 minute, am crezut că poate-s la masă. Când vine, e tot în bruian, e rău. Mai tare e frică de ziua de mâine decât de azi. Vă spun drept. Eu azi am înțeles. Eu nu lucrez, el o să... Dacă nu lucrați, stați într-o parte, adică... Dar ce-ți fac în mâine, dar poimâine ce-ți fac? Hai, dar mă uit că iarbă nu mai iese pe-n jur, poate o să fie altă... Dar nu mai, n-am nicio datorie, eu n-am nicio datorie, eu nu înțeleg. Dacă el fărăși așa proiectul, lasă-l fac așa. Dar nu-i greu, eu o să-i dau eu niște colegi care sunt și bine acum. La băut, poate îi gândesc că aici e piscină și s-o rizghi. S-o rizghi, ori veni, poate vor publicitate, poate nu i-o arătat de mult la jurnal. Vezi că pe Ana a apucat o tare migrena și a început a plânge. Pe Ana? Da. Dă-i pașă, dacă și nu... Păi nu ne-a spus nimic, asta e ideea. Ana nu a vrut să-mi explice de ce plânge, dar a început brusc să plângă. Hai că du-te în cameră. Deci? E o chestie de sănătate, eu nu știu, poate eu greșesc, ea s-a dat într-o parte, eu n-am încercat să mă... Eu cred că atunci când oamenii au nevoie de timpul lor, nu trebuie să... intri și... De aia că asta e întrebare dracoasă, că eu m-am emisiunea asta voastră. Puneți asta în emisiune, nu-i problemă. Domnița Ana, am auzit ceva, că tot i s-a făcut rău. Nu, încă nu mi-a spus nimic. Da, de asta spunem că am emoții să invit, să invit pe domnița Ana, că n-aș vrea să se iște vreun conflict, că în general cu invitații mei de la Vreau la Țară, nu știu cum să spun, nu-i din lipsă de respect, ba din contra, tot timpul i-am tratat cu respect și cu bun simț. Doar că nu mă interesează dacă ei s-or supăra pe mine sau dacă s-or enerva pe mine, că nu mă interesează oamenii străini. Aici, asta era... frica mea. Da, mai prea multe drame, sincer, nu mă așteptam. Nu mă așteptam din prima zi. Eu cum eram conștient că la un moment dat, poate mâine, poate după ce, dar din prima zi atâtea drame, sincer, nu mă așteptam. Eu că tare și mi-ai motivat să am un rol de a boșia muș, că am trei copii și nijeri de mor. Și eu la nicio zi, deja eu am aici un milion de fotografii și un milion de întrebări, ce face copilul meu, trimiteți-mi ce face. E foarte nevoios, sincer, nu mă așteptam la așa o reacție din partea mea, la așa o stare. Da, eram un pic enervat. Și la un moment dat când mă întorc, o văd pe domnița Tatiana că s-a așezat. Nu trebuie asta, eu primul când am avut să mă duc. Eu prima mă gândesc. Nu, nu am greblat. Nu am putut așa de așa față de copii. Hai, vin, dar tu își greblează. Că... Până am greblat, Cătălin, ai văzut? Asta e greblat? Până acum eu am greblat, acum o secundă m-am dus. Am înțeles, dar v-ați înțeles. Hai, Nicoleta, dar tu... Păi hai, sunt trei fete, eu până am greblat. Unde e a treia fată? Dar ce eu? Dar unde e a treia fată? Ca și cum cred, așa înțeleg, mi-a reproșat că nu există și prezența domniței Ana aici. Lucru la care, evident, parcă e un fel de reproș la adresa mea, că auzi, ea nu mai proteja pe femeia ta. Aici m-am enervat încă un pic. Eu vă rog pe dumneavoastră, dumneavoastră nu mă trageți pe mine la răspunde, vă rog frumos. Eu pe dumneavoastră v-am rugat să faceți în continuare. Păi eu am făcut până acum. Eu acum vă spun să faci. Dacă dumneavoastră nu vreți, așa îmi spuneți. Cătălin, eu nu vreau. Eu nu că nu vreau, eu acum trebuie să mă odihnesc un pic, spate. Nu mă întrebați pe mine, vă rog frumos, unde e treaba, de ce să nu vă întreb? Pentru că nu am de gând să vă răspund. De ce? Eu v-am rugat pe dumneavoastră să faceți ceva. Păi ce v-am spus, acum am terminat treaba. Sincer, să fiu în cazul Tatianei, m-aș fi supărat poate și eu. Adică ea, real, toată ziua a lucrat cu viteza luminii, orice task l-a îndeplinit la timp. S-a prins flacăra asta, eu trebuie doar un cuvânt, știi, și s-a prins. Dar iarăși, repede s-a liniștit. Nu, măi, nu trebuie să... Păi ce s-a întâmplat? Păi de când stau de vorbă cu dânsul, trebuie să sară în cauza, nu chiar să iei. Doamne, nu trebuie să ne dușmănim. E om mare, e artist și cu voi, chiar vă depășeți orice limită. Dar nu se poate, de eu n-am venit mai la lucru, măi, de la dracu. Păi de serios, dar mai show, dar chiar așa. Dacă eu nu-s vinovat, eu... Fiecare om, și eu mi-aș dori să ajung la vârsta lui să fiu respectată și să am un atașament și un tratament ca atare. Eu stau în malea pe grebla și el îmi face neobservați. Și cu voi? El vine la mine și eu spun că e rău și el mai vine câte o oră și spune că noi vă așteptăm jos. Cum asta? Și eu știți la... La început s-a început o glumă. Eu așa am crezut-o. Facem publicitate. Uite, facem lucru. Cineva ne filmează. Noi vorbim. Eu înțeleg. Iubirea, iubirea și lucru. Toată lumea lucrează egal. Pe mine m-a dat de col durerea mea de cap, care s-o, adică eu a fost pe parcursul zilei, dar într-un moment s-a început brusc și asta la mine era, știi, ca trigger-ul. Eu, gata, deja nu mai rezistam. Măi, dacă nu este loc de omor, nu este loc de odihnă, asta e de-a mâi prostii, băi, băieți ai.
Eu de dânsul, hai noi ca noi, noi am venit în coace, am mai odihnit, am mai dat interviu. El lucrează de la ora și aia, nu se oprește. Asta cu erat el? Pentru ce trebuie asta? Ce face el, Cătălin, aici? Gata, domnul Țopa, hai să nu rezistent? Ne certăm, hai să ne calmăm, e că mâncăm, amuși. Nu ne certăm, ne apucăm de lucru. Dar tu în gener tași, mai, că tu lucrezi ca parchiești... Pe ce vă supărăm? Băi, serios, hai potriva, să ne supărăm, așa de bine și faină am început. Am vopsit 40 de metri de okay. De porți. Și gata, gata. Ziua de lucru s-a terminat, du-te ca mai strângem buruieni. Da, da, da. Nu, domnul Țopă e un gentleman adevărat. Eu îl înțeleg perfect și el înțelege, dar uite că prin discuție totul se clarifică. Nu vă supărați, domnul Țopă. Și nu mă supăr, Pavel. Dar nu vă supărați. Cătălin trebuie să vorbească cu noi ca cu artiști. Nu mă interesează proiectul lui. Nu mă interesează. Nu se e jurnalist, lasă-i fugărească cum vrea el, el tot e jurnalist. Lasă-i fugărească cum vrea el. Cum a făcut el prima emisiune, a doua, nu știu cât o a avut. Dar dacă a dus artiști, băi, eu am 60 de ani, eu am în fiecare zi măr pe... Eu n-am dormit noaptea asta, m-am culcat două ore ca să vin aici să mă conduc mine. Eu la fel am dat două ore, după trei evenimente. Eu am zis, două ore filmez, mă conduc Burianu, ajungi? Că, Doamne, gata. M-am bucurat numai că e ultimul task și asta le-am și spus lor, că e ultimul lucru pe care l-avem de făcut, după care putem să ne pregătim de masă. Oamenii ăștia stărui cât mai frumos să facă masă, să pui mâncare. Hai, ne ducem? Du-te și dormi cu mine. Nu. Ieți cameramanul și du-te. Mă duc cu cameramanul. Am eu să... Cu să le pieni eu, că eu mă sunt... Mi-l dați? Dă el. Și te râze. Unde ați pot, am să pun și eu mai mult efort. Poate undeva mânii mai repede dau porțile cele cu vopsea decât astăzi. Mulțumim frumos, ne puteți să ne așezăm la masă? Da? Da, numai că, iată, chiar stând la cină, am hotărât unanim, că am înțeles că voi proiectul destul de democratic, mâine să nu lucrăm la amiază, adică în cel mai mare soare. Și din punct de vedere medical și... ca să nu avem consecință. Nu, Cătălin, mâine ne arăți graficul. Graficul, câte ori lucrăm. Dacă lucrăm patru, nu vin. Am dreptul să nu ies la lucru. Lasă că niciodată nu ies, Cătălin, nică. Eu i-am zis atât ziua. I-am spus. Aha, e zis, cum. Am vorbit. S-a plăcut proiectul. Mi-mi place să lucrez. Eu de mult n-am lucrat, să-mi dea atât așa. Mâine îți vopsești singur. Nici o problemă. Tăt. Înainte să vină vinul. Mâine și brigadier eu. De așa, pe scurt. Îmi mulțumesc pentru ziua de azi. Mâine, așa cum se întâmplă la Vreau la Țară, e cea mai grea zi. Mâine se lucrează bine. Poftă mare să aveți, dacă auziți vă și mă doar într-o parte. Dar, noi avem o chestie. E posibil să fii și un pic altfel de muncă, pentru că am vrea să facem un mini concert, sau un mini schimbăm oameni încoa. Asta nu mă încălzește. Și atunci, în cazul ăsta, avem, poate, nu munca asta, dar tot avem... Dar trebuie pentru asta să ne pregătim toată ziua. La bazin, să ne scăldăm, să ne bronzăm, știi? Să... și mai facem? Mâncăm înghețată, să... Nu știu, mie excursie. N-ai o excursie undeva? Cu fetele este așa de gingă și chiar să muncim toată ziua? Să ne folosim de moment că e soare. Eu am vrut să... nici am avut când să le văd măcar dezbrăcate la piscină, chiar și așa. Nu m-am gândit la asta, serios. Voi e important să vă culcați, să dormiți bine azi. Îmi primesc într-un grajd undeva să rănim. Deci după masă, tot timpul e liber, faceți exact cum vreți, ce vreți. Mâine? Acum, după masă. Ei, uiseți ce să facem noi noaptea. Vă doresc noapte bună tuturor, mâine dimineață, așa cum suntem obișnuiți la 5, bun, pe invitații trezim la ora 6 și ne apucăm de treaba serioasă, pentru că mâine e cea de-a doua zi, cea mai grea zi, în care avem, bineînțeles, treabă. Noapte bună tuturor, noapte bună echipă, noapte bună, dragi invitați, și ne vedem chiar imediat. Bună dimineața, Moldova! Bună dimineața, uitați-vă și... Băi, ce și avem noroc în fiecare ediție de Vreau la Țară, avem un view super puper. Avem acolo așa un răsărit deja, care o răsărit de mult. E ora 6 și 4 minute. Ziua bună, se cunoaște. Dimineața. De dimineață, bună dimineața.
trag un pic încuiat. Zic așa, bine că am cheia. Zic, o mai las un pic, bat întâi la, bat la băieț. Bat la băieț, îmi deschide domnița Ana. Bă, dimineața. Ziua bună. Se cunoaște. De dimineață. Până unde? S-a pus acasă. Cum? De unde până unde? Cum? Adică nu erați cu domnița Tatiana? Zic, dar domnița Tatiana unde a dormit? Și acasă s-a dus. Cum s-a dus? Să doarmă acasă. Dar cine cu i-a spus? După care aflu de la domnul operator că și domnul Gheorghe Țopa tot ieri a hotărât să plece acasă. Bună dimineața! Nu știu, nu am avut așa ediție. Nu cred că am avut situații atât de complicate. N-am știut. Domnul Pașa, vă așteptăm afară cât de repede posibil. Eu nu știam că domnul Țopan a fost. Serios, când s-a dus? Ori noi filmăm, ori ne jucăm. Bună dimineața! Eu știam de Tatiana, care cumva ieri a venit să alăpteze copilul și era foarte agitat și ea a spus că copilul nu o să doarmă fără ea. Totuși e mic. Și am înțeles că a vorbit cu producția în care te-a anunțat că ea va pleca. Domnul maestru, eu propun să ne străgem, să ne punem linieca și zic, dați-mi front de muncă, noi suntem gata, iaca. Dați-o șfabră și vă ștergem. Oamenii din spate îmi spuneau că domnul Țop a spus că el o să vină pe la vreo ora 8. Nimeni nu știa, adică din producție sau eu, nu. Am înțeles că a vorbit cu niște operatori, că a spus că da, el pe la vreo 8 a să vină. Și zic, ok, eu deja mă gândeam că dacă vine la 8, să-i spun să se întoarcă și duc acasă. Așa era în capul meu. Eu m-am dus în spăl dinți. Și mă sună domnul producător Radu. Mă întreabă, ce faci? Zic, e ca ies. Știam că și băieți se pregătesc, ies și eu. Am ieșit afară la aici, la balcon. Ploaie. De unde numai și eram afară, par nu a fost nică. Și ceea ce totuși m-a impresionat, că domnul Gheorghe Țopa a venit destul de devreme, adică la 6:30. Am venit în ocazia la timp, adică colegii mei erau deja treci, dar poate m-au așteptat 5 minute, nu cred. Cred că așa. Nu-mi place că nu s-a organizat, știi? Trebuia ca să ne așez la masă, ne apucăm amai pe răcoare. De muncă, să mă stăm. E pierdere de timp, știi, asta. Stai oameni. Nu, tu ești de acord? Mi-am culcat în doi, dar m-am trezit singur. M-am trezit și... A, nu, stai că eu dorm partea asta altă. Opa, maestru. Mă uit în baie, nu-i nimeni. Mă uitat la balcon, nu-i nimeni. Zic, maestru, ori doarme afară, ori avem minus 1. Dar când ați plecat? Cum ați... Ați vorbit cu Radu? Da. Dar ce, Radu nu știa nimic? Nu știa, i-am zis. Și am vorbit cu echipa și sunt încântată că mi-a permis să dorm cumva acasă cu el, pentru că el noaptea mănâncă undeva 3 mese are noaptea la sân. Nu apreciez gestul invitaților de a pleca seara acasă, așa când vor ei. Și parcă m-am gândit că e în avantajul lor. Au venit la o pensiune care, băi, avem camere, dita mai camere avem. O mai fost Geta Burlac care a plecat, dar dumne, ei era într-o cameră de cămin în care au dormit muncitori într-o fermă de vaci. Hai băieți, hai coborâți ușor jos! Domnilor și domnița! Hai! Tatiana și Gheorghe! Domnul Țopa! Hai, domnul Țopa! Hai, Nicoleta, hai, fuga! Hai! Hai de-am să trăgem, că zic Cătălin. Domnul Țopa, credeam că o să doarmă bine noapte și o să trezească și o să uite de ce a fost ieri. Într-adevăr, atmosfera era... Domnița Nicoleta! Da. Doamna care astăzi a strâns găină de la porumbii. Să râdă lumea la spectacol, să uite la noi, să râdă, da? Da, vă trebuie un doctor, zic, medicat. Iartă-l, Doamne, nu știi ce faci. A fi dorit fețele mai jos, mai mult fețele.